Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video din seria noastră O pictură pe zi. Astăzi este ziua cu numărul 52 și vom picta această pictură foarte drăgălașă, zic eu, siluetă, o fată care zboară cu baloanele ei spre cosmos, spre galaxie. O să fie o picturică interesantă, sper să vă placă. Înainte de orice altceva, fiți siguri că ați apăsat butonașul de like, albăstriți-l, smeșuiți-l și de asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, vă rog să vă abonați dacă vreți să mai vedeți pe viitor ce mai postez. Așa, voi picta cu vopseluri acrilice, voi picta pe un carton pânzat 18x25 și după cum puteți vedea, cu un cuțit de pictură, am început să pun pur și simplu culori pe pânză. Am început cu un albastru foarte închis în partea de sus, apoi un albastru mai deschis, am pus un mov pe acolo și prin albastru și pe subalbastru. O să mai adaug încă vreo două culori, un roz, un magenta și apoi o să facem fundalul. Pentru această picturică, să zic că aveți nevoie cam de 35-40 de minute în funcție de cât de repede vă mișcați sau cât de mult stați și piguliți fundalul. Bine, și fata puteți să o piguliți, că și ea poate să vă ia mai mult timp să o faceți, chiar dacă este o picturică simplă. Dar în rest este o pictură simplă, nu ar trebui să vă ridice probleme. Vedeți că este chiar distractiv. Prima parte, pur și simplu am aruncat o grămadă de culori pe paletă și apoi cu o pensulă o să le trec așa, o să fac un fel de degrade. Începând cu galbenul de jos, cu o pensulă destul de lată, cu păr din păr sintetic, cu perii aspri, rigizi. Pensulele care au perii mai rigizi au putere de a muta vopseaua pe pânză. Dacă e mai soft așa și sunt perii mai finuți și mai se îndoaie foarte ușor, acele pensule sunt mai bune pentru a face blend, a face trecere de culori. În schimb, nu prea poate să plimbe vopseaua, că n-au suficientă putere. Mai spălăm pensula, mai curățăm ca să nu întindem prea mult culorile închise. Oricum, ele tind să domine. Și acum am luat o pensulă mare, numărul 50, din peri fini făcută și am, vedeți că fără să apăs foarte tare, trag de culori și am tras de sus până jos. Și vedeți că am o porțiune foarte închisă, după aia am un mov, după aia un albastru, după aia un mov, niște roșu, niște magenta, niște galben, niște portocaliu. Nu vreau să fie într-un fel anume, vreau să fie așa pur și simplu mai închis în partea de sus și mergând înspre noi să se deschidă. Cam atât, în rest nu vreau să fie neapărat o ordine. Și acum am tăiat o bucățică dintr-un burete de vase și pur și simplu, nu foarte tare, apăs pe vopseaua care încă este umedă. Îl mai învârt la un moment dat, că deja s-a murdărit cu galben, roșu și nu vreau să mă duc cu el să fac verde în albastru. Și practic am făcut multe, vedeți că sunt mii și mii de punctișoare acum care arată, care apar și par a fi stele îndepărtate, foarte micuțe. Acum am tăiat un pic, cu o foarfecă am tăiat zona aceea care și-am aruncat-o, care am folosit-o și mai facem așa o apăsare, să zic așa, încă o dată, în ultimele retușuri. Când nu vreau să am colțuri prea ascuțite sau muchii prea ascuțite în galaxia noastră. De asemenea, dacă aveți întrebări sau chestii pe care vreți să mi le spuneți, nu uitați să folosiți comentariile de mai jos, rubrica de comentarii, și de asemenea o să vă las și linkul la Instagramul meu, puteți să-mi trimiteți și acolo întrebări și puteți acolo să-mi trimiteți și pozici cu ceea ce ați pictat, și o să vă dau sfaturi sau pur și simplu să vă spun părerea mea. Așa, pentru stelele mai măricele am folosit niște alb. L-am diluat cu apă acolo pe paleta mea improvizată, l-am amestecat cu mai multă apă, apoi am luat o pensulă liner, o pensulă subțirică cu vârf ascuțit și am mai luat încă o pensulă, aceea care o țin, dau în ea și pur și simplu o lovesc cu pensula aceea care e încărcată și vor sări stropi.
Este o metodă foarte, foarte bună de a face chestii gen fulgi zăpadă, steluțe, în galaxie, în cosmos. Atât să vă spun că e un pic mai... Adică să aveți locul disponibil la a fi stropit, pentru că o să stropiți și jur împrejur o arie de, nu știu, o jumătate de metru, ori să sară stropișuri, adică să nu vă așteptați că o să sară stropii strict doar pe porțiunea de pânză. Și puteți aplica cât de mult vreți, în zonele în care vreți, aveți un oarecare control destul de bun al modului, direcției și mărimii stropilor. Dacă diluați cu mai multă apă, o să iasă stropișori mai mari. Dacă lăsați vopseaua pe pensulă mai nediluată, o să iasă stropișori și implicit steluțe mai micuțe. Ok, am fost mulțumit cum a ieșit fundalul meu, am stat să usuce și galaxia și steluțe și tot. Și acum începem să colorăm pur și simplu și să desenăm și să colorăm cu negru fata noastră și mănâncă ei de baloane. Eu o să fac direct așa, cu negru pe pânză. Voi, dacă vi se pare destul de greuț să faceți din prima o siluetă umană, o puteți încerca mai întâi pe hârtie, cu un creionaj, cu un pic ceva pe hârtie, de câteva ori până vă prindeți un pic așa mișcarea. Și de asemenea să nu-i greșiți dimensiunea, să nu faceți prea mare sau prea mică sau cumva să n-aibă loc. Să nu mai aibă loc să faceți picioarele sau nu știu eu cum. În general începem de la cap și e posibil să îl faceți, să-l poziționați aiurea și să nu încapă. O să fie prea mare, vedeți că ea, să zic așa, de la picioare până la mână e cam jumătate din pânză. Cu tot cu baloane e mai mult de jumătate din pânză. Dar și pânza este pe modul portret. Dar nu vreau să fie, vreau să arăt, să o vedem, dar vreau totul să fie micuță în raport cu mărimea cosmosului, asta este ideea. Oricum, picturile siluetă sunt destul de simple, chiar dacă pictăm o siluetă umană, nu intrăm în chestii complicate, pur și simplu e vorba de contur, nu e greu, atât să nu ne grăbim. N-am ce să vă mai spun mai mult de atât, pentru că o să mi fac balonașele. Ce pot să vă spun este, dacă vreți să faceți linițe subțirele cu negru, să-l diluați la fel cu apă. Mai puneți o picătură de apă și încă una, până când are o consistență care vă place și trasează liniuțe pensula cu negru, la fel cum vă doriți. De exemplu aici, la aceste firișoare care leagă baloanele de mâna din pumnul fetiței, trebuie să fie subțirele și aici trebuie să diluăm cu un pic de apă și să cu vârful foarte atent așa și fără să punem tot vârful pensulei, decât vârf, trasăm niște liniuțe. Iar apoi cu negru pur și simplu colorăm niște balonașe. Dacă e prea transparent negru pentru baloane, care l-avem acolo, îl folosim și după aia lăsăm să usuce și apoi mai trasăm încă un... mai dăm încă o dată culoare. Asta voi face și eu. Și de aceasta nu o să mai stau să mai... pentru că n-am ce să vă mai spun. Cam atâta este picturica de astăzi. Fac balonașele, fac niște iarbă pe picioare, dar vreau să o arăt că ea de fapt și-a luat deja zborul cumva, e trasă sus de baloane, spre universul nemărginit. Și... sper că v-a plăcut picturica de astăzi, sper că v-a ieșit și vouă, aștept în comentarii să-mi spuneți părerea voastră despre picturică și despre cum v-a ieșit vouă. De fapt, dacă aveți întrebări, păreri, la fel, puteți să-mi lăsați în comentarii sau pe Instagram, o să vă las link-uri, cum am spus, în descriere. Nu uitați să apăsați butonașul de like, înseamnă foarte mult pentru mine și chiar sunt curios să aflu și eu care picturile vă plac cel mai mult. De asemenea, în caz de nu ați făcut-o, subscribe, plus clopoțelul de notificări ca să nu ratați niciun episod din toate care le postez, iar dacă vreți să mă ajutați maxim, puteți și distribui la prietenii voștri care știți, credeți sau pur și simplu distribuiți pe Instagram, Facebook sau alte rețele de socializare. Oricum, cam atât am vrut să vă spun. O să mai dureze vreo 2 minuțele în care mai fac niște retușuri și în care mai o să mai dau un strat de negru
pentru că nu sunt mulțumit, e un pic cam transparent, vreau să fie un pic mai opac, vreau să fie negru, negru pur. În rest, eu sunt foarte mulțumit cum a ieșit picturica de astăzi, m-am distrat pictând-o, m-am relaxat, sper să vă distrați și voi, sper să vă iasă. O să vă las în continuare să pictați, sper că v-a plăcut tutorialul și o să ne reauzim într-un nou tutorial și mâine. Până atunci, pa, pa!